Dragilor, când copiii au cerințe de fashion, mamele reacționează imediat și îndeplinesc doleanțele celor mici, așa cum a făcut și Misty cu fiica sa, Aria, care și-a dorit un costum de sirenă. Ce mai creează cântăreața cu Acul și Ața, ne spune chiar ea. Bună dimineața, Misty! Bună dimineața, dragilor! Vă pup pe toți, vă bucur că m-ați sunat și chiar urmăream și noi foarte atent codurile cu noilor maniere, că mai facem și noi greșeli. Multe. Da, pup și pe Aria. Aria era foarte atentă și zicea așa, nu, așa, da. A fost... Aria, ia povestește-mi puțin despre coada aia de sirenă. Uite, asta este. Da. Mi-a făcut-o mami. Wow. Și m-a inspirat foarte mult mama Doina. Pentru că o urmăresc pe Adela foarte, foarte mult și am văzut că mama ei creează pentru nepoți tot felul de costume și am zis, asta nu o să încerc și eu. Și ce crezi? Mă bucur foarte tare că am încercat pentru că am stat jumătate de zi, cred, să-l fac, să-l confecționez și l-am purtat 10 minute cât am făcut câteva poze și cât s-a bălăcit 5 minute în cadă. Cu ocazia asta ai descoperit că ai talent la cusut. Să știi că nu am descoperit, că de mică făceam tot felul de rochiță pentru păpuși și mama mea era foarte supărată pentru că îi tăiam rochile și le tăiam acolo pe omeraș, deci o lăsam pe omeraș intactă și doar tăiam cât aveam nevoie. Aoleu. Și apoi i-a luat rochia să se îmbrace și hop, cu surpriză. Că lipsea ceva. Auzi, dar te gândești cumva la o reconversie profesională în toată regula? Cu siguranță se va întâmpla la un moment dat, având în vedere că am terminat facultatea de psihologie și îmi doresc foarte mult să urmez acea cale. Urmează să fac un curs de specializare și muzica va rămâne așa un pic în planul 2. Dar să mă apuc de croitorie pe bune, nu cred că se va întâmpla, dar mă bucur că pot să o fac așa de dragul Ariei, să se bucure și să ne distrăm împreună, să avem activități împreună și la urmă noi să știi că costumele astea sunt foarte scumpe, pe multe nici nu le găsești la noi în țară, vin și greu, după câteva zile, săptămâni chiar, și nici nu le poartă foarte mult și atunci mai fain să le facem noi. Asta e un costum pe care el poartă foarte mult, că e fană Bufnița din Eroi în Pijama și restul e nebunită cu Elsa. Evident. Vrea să fie și Aurora și am inventat așa ceva. Am mai făcut niște tiuluri. Asta n-am făcut-o eu, dar mai am puțin și mi-am și mașină de cusut și facem și din astea. Eu cred că ai foarte mult talent și că este de gândit în zona asta. Adică ai putea să faci ceva, ai putea să faci un mic business. Dacă îți și place, talent ai. Mi-a plăcut foarte mult, dar știi cum e Lola, iubita mea Lola. Îți ia mult timp și sunt de părere că nu poți să faci trei și bine, știi? Faci una și bine. Când îți alegi să faci mai multe, te pierzi un pic. E dificil. Dar mi-ar plăcea, da, îmi plac foarte mult hainele. Sunt la curent cu tot ce e în trend și îmi achiziționez de câte ori am ocazia și am așa multe idei. Mi-ar plăcea foarte mult să lansez și eu ceva, dar nu o să spun niciodată. Cel mai bine și cel mai sănătos, niciodată să nu spui niciodată. Mulțumim foarte mult, Misty, te pupă, Aria. De un pupilul Lola. Pa, fetelor. Îl salutăm și pe Cove și pe Adela de acasă și pe Ana care ne lasă gura apă tot timpul. Vă pupăm și mulțumim și noi.